Ediția 2011 a Festivalului Națiunea Poeților s-a desfășurat sub cupola Festivalului European al Artelor Ciprian Porumbescu și a avut ca invitați, pe lângă reprezentanți din țară, și poeți din străinătate. Inițiat în anul 2008 de scriitorul Ion Trăbușanu, Festivalul Concurs de Poezie Europeană, Națiunea Poeților, focusește astăzi din nou la Oradador. Festivalul European al Artelor Ciprian Porumbescu, marea manifestare culturală de primăvară-vară anului 2011, circumscrie în intervalul 4-8 iunie 2011 o nouă ediție a Festivalului Concurs de Poezie Europeană, Națiunea Poeților, festival a cărui ediție pilot, inițiat în vara anului 2008 de scriitorul Ion Răgușanu, s-a intersectat cu Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare și Festivalul de Muzică Folk la Suceava Încetată. Manifestarea s-a desfășurat în mai multe localități, iar printre acestea s-a numărat și Vatra Dornei, unde scriitorii laureați au poposit pentru recitaluri poetice și lansări de carte. La Salonul Alb a avut loc și comemorarea arderii cărților românilor prin lansarea volumelor Inimă de român de Ciprian Porumbescu, Națiunea Poeților, Răsare soarele pe grind de George Ungureanu, Lumini bucovinene de Eugen Dimitriu, Țara lui Tercea Bercea de Radu Bercea, Folclor instrumental din nordul Moldovei de Emil Havriliuc, Poetry from Bucovina de Mihai Pânzaropim, Breaza, satul primei iubire a lui Iraclie Porumbescu și Povestea așezărilor bucovinene, ambele volume scrise de Ion Răgușanu. Rostul acestui festival, cu părerea mea, este următor. 1. Vehiculez literatură românească, traducându-o în engleză și plecând doar cu ei. 2. Pui în contact tineri din diverse țări, pentru că astăzi am avut o emoție deosebită. Când cei doi tineri evrei, poeți, sus pe mestecăniști privind, după ce văzuse el gura cu mor și cum se stoate o bună parte în Bucovina, au venit la mine, au pus mâna pe inimă și au zis ca să, când nu-l înțelegem, nu știu. Și zic, patriot Bucovina, patriot lumea. Adică vreau să-mi spună că deja au suflet de bucovinean. Ei, e un lucru formidabil ca niște scriitori să înceapă să aibă suflet de bucovinean și să ducă mai departe mesajul ăsta. Cum era de așteptat din programul manifestării, nu au lipsit nici momentele de lectură. How to answer politely the phone, buy at the shop, smile to the camera, and in which side you are in the war. They'll teach you to drink and smoke, and that it's not healthy, what buttons to press, and who you're going to be.